suntem de la Edit Media și oferim serviciul Flori pentru tine. Domnul Dumitru, vă felicităm cu frumosul jubileu. Să trăiți mulți ani, multă sănătate și să ploaie cu bucurii în inima dumneavoastră. Aceste flori sunt cu ziua de naștere și avem așa o tortă personalizată care este special pentru dumneavoastră și o șampanie. Și probabil dumneavoastră deja ați intuit cine a solicitat această surpriză și cine a dorit ca această zi să fie una deosebită de celelalte din viața dumneavoastră. Și... Sigur că da. Majoritatea sunt toți drăgălașii mie, sunt toți aici, dar fără îndoială. Aici numai am o prietenă și mai apropiată, asta numai Svetlana, pur și așa ceva, că e cu intuiție, prin surprindere, cum se spune, da, mulțumim frumos. Mulțumim și dumneavoastră vă mulțumim din toată inima, că ați scuzat de emoții, că prin surprindere știți că e ceva... N-a spune că e dureros, dar e pur și simplu gâde. Mulțumim frumos, vă mulțumesc la atât ospătaș, la atât vă mulțumesc din toată inima. Mulțumesc, cred că asta ploaie și cu noroc la noi. Este o ploaie într-adevăr cu noroc. Să știți că toți cei care au venit aici la ziua dumneavoastră vă urează tot binele din lume. Și vă stimează și vă iubesc. Și am primit un mesaj de felicitare care ne-au rugat să vi-l transmitem. Scumpul și dragul nostru, Nan și cumnat, în această zi, noi te felicităm mai deosebit cu ziua de naștere, cu frumosul jubileu. Știi că îți dorim ce e mai bun și mai de preț în viață. Sănătate, liniște sufletească, stimă și prețuire de la cei pe care îi iubești. Nanu Dima, mata m-ai crescut pe mine, la fel ca și pe feciorii mea, matale. M-ai învățat să fiu puternic, să fiu bărbat și să țin orice lovitură a vieții. Pentru aceasta vreau să-ți mulțumesc foarte mult. Mata mi-ai dat și până azi îmi dai sfaturi și mă ajuți ca un tată. Să ne trăiești mulți ani, scumpul nostru. Să știi că avem nevoie de tine și îți mulțumim pentru tot. La mulți ani! Acest... Finul Radu și Finul Ruslan, deosebit, da? Mulțumim frumos! Acest mesaj noi l-am primit de la cei care vor mult să vă fie aici alături. Nepoții Radu și Ruslan, din depărtare. La această surpriză a contribuit și Ludmila, care este alături, și cumnata Svetlana. Și spuneți ceva și pentru Radu și pentru Ruslan, pentru că ei vă văd și împărtășesc această zi cu bucurie pentru dumneavoastră. Da, urmașii mei, ce mai primi bărbiați, eu nici nu știu, eu nici nu mi-a dat în gând că așa să facă, așa sunt prin surprindere, așa cadou. Și bă, eu ca tare, nici nu prea tare am vrut, că îi spune intuiția că nu suport, așa. Mulțumim frumos, mulțumim, că asta e o intuiție jignitoare, cum spune, nu jignitoare, prin bucurie am de ele, emoții. Mulțumim frumos! Să trăiți mulți ani, Petru! Și acum întrebăm rudele, cele care vor să spună un mesaj de felicitare pentru omagiat. Păi de mă, ni tot ne-ai fost ca tată, nu numai la copii, ni, dar și pe mine tot de mic pică m-ai crescut, m-ai învățat. Chiar și în ceas nu înțelegem și tot neta m-ai învățat. I-am învățat copii, eu mă duceam în lume să câștig o copiecă, îi lăsam cu nădejde, că știam că aici n-a să-i obișnuiască, n-au să-i șibă flămânzi, n-au să-i șibă de sculț. Și mă închin și eu azi până la pământ în fața netale și să mulțumesc din suflet pentru tot și faci pentru mine și pentru copiii mei. Îți mulțumesc foarte frumos și te iubesc foarte, foarte mult. Vă mulțumesc și din suflet foarte mult, vă mulțumesc. Dima, poate azi este în calendar o zi frumoasă, dar nu și în sufletul nostru. Pentru noi este o zi foarte grea din viața noastră. Dar așa a fost și
nu putem întoarce nimic înapoi. Eu din partea copiilor și din partea mea îți doresc multă, multă sănătate, dragoste, tot ce îți dorești tu să ai. Și îți dorim să fii mult lângă noi. Și eu îndeosebit îți mulțumesc din suflet de tot ce faci pentru mine. Tu nu m-ai lăsat pe mine niciodată la greu. Și îți mulțumesc mult. Da, Dima, vreau să-ți doresc mult sănătate, că e mai scump ca toate. Mulți ani frumoși înainte, sănătoși, fericiți și să te cunoștem mereu așa cum ești. Bun la suflet, omenos și înțelegător. Mulțumim! Dima, sănătate, numai bine, noroc. Și sănătos, la mulți ani. Mulțumesc. Vă spunem la mulți ani încă o dată și nu întâmplător astăzi plouă. Să știți că este legătura dintre cer și pământ. Să trăiți mulți ani. Vă mulțumesc la toți din tot sufletul. Mulțumesc cum m-ați refuzat nimeni. Într-o zi fără să vreau, pomenitul m-am căstau. Cu anii mei la sfat prieteni, stăm la umbra unei cetini și mă întreabă ce mai vreau. Le răspund că-s mulțumit, chiar de n-am agonisit. N-am averi și n-am palate, dar mă închin de sănătate. Asta-i tot ce mi-am dorit. Anii mei, averea mea, îi port cu mine alătura. Nu mă împart cu ei, cu nimenea. Mă mândresc cu anii mei și mă simt bogat cu ei. Chiar de trece viața, vrei, nu vrei. Și se duc de-a valma anii mei. Când mai bine, când mai rău, cum vrea bunul Dumnezeu. Fiecare an din viață e ca roa în dimineață, ce se scutură mereu. Într-o zi fără să vreți, vă veți spomeni poieți. Veți cânta anii din viață ca pe o bună dimineață. Veți cânta fără să vreți. Anii mei, averea mea, îi port cu mine alătura. Nu mă împart cu ei, cu nimenea. Mă mândresc cu anii mei și mă simt bogat cu ei. Chiar de trece viața, vrei, nu vrei. Și se duc de-a valma anii mei.